Mai sunt câteva zile până pe 1 decembrie, ziua națională, momentul sărbătoririi a 100 de ani de la Unire. În săptămâna premergătoare, zilei de 1 decembrie, în fiecare școală din județ, toți elevii și cadrele didactice au marcat prin diferite activități această mare sărbătoare. Sentimentul unirii a pătruns adânc și în rândul copiilor noștri. Iată că sunt de preocupați, cu toții au făcut ceva, cu toții sunt împreună, au activități pe care le desfășoară împreună. Sunt cuprinși de acest sentiment pe care îl degaje această sărbătoare măreață, unică, extraordinară, prin care încercăm și noi acum, să o cinstim în felul nostru, așa cum putem, prin tot ceea ce facem, prin toate acțiunile pe care le întreprindem, prin conștientizarea pe care încercăm să le inoculăm copiilor, prin faptul că încercăm să-i facem să înțeleagă importanța acestei zile extraordinare pentru neamul nostru. Protagoniștii activității culturale au fost elevii care au prezentat un program de versuri și cântece dedicate Zilei Naționale și Marii Uniri. După istorie sfârșiumată, pe 26 iunie 1948, a nașterea oficială drapelului național, fiind decretat de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească. Se întâmplă în cadrul Mării Adunări Naționale de pe câmpul Filaretului din Blaj. Semnificația celor trei culori este următoarea. Roșul reprezintă sângele ostașilor vărsat pe pământul românesc de-a lungul timpului. De asemenea, îndeamnă ca dragostea față de țară să fie la fel de aprinsă ca roșul de pe drapel. Galbenul este simbolul forței, al bogăției și al purității, în timp ce albastrul reprezintă aerul, cel mai nobil element, și simbolizează blândețea, frumusețea și buna credință. Evenimentul a avut ca obiectiv aniversarea Zilei Naționale a României, moment important pentru afirmarea identității naționale într-un context istoric în care a fi român înseamnă și a fi european.